trăi momente extrem de grele. El acum este vesel, dar nu știți că a intrat în camera de confesiuni și acolo a spus niște lucruri pe care acum le regretă. Important e că ele au fost spuse într-un moment de maximă sinceritate și supărare. Da, le-am spus, dar nu trebuie date. M-am dus de bunăvoie în camera confesiunilor. Deci materialul nu trebuie dat. E adevărat, noi nu le dăm în casă. Da. Noi le dăm afară. Nu e nicio problemă, le-am spus de atât că am vorbit. Puteți să lași în casă. Nu vreți să audă Constantina? Ce? Nu. Noi nu le dăm în casă, că așa e regula. Deci în casă nu vom da materialul, aud doar cei de afară și vedem despre ce e vorba. Dar de ce să n-audă Constantin? Că nu vreau, că au fost niște lucruri spuse când eram nervos, supărat și prost. Și... Între timp te-ai deșteptat? Da. Și nu, am vorbit și eu să mă fac treabă, că nu eram băgat în seamă, m-am enervat. Constantina, știi că nu putem da materialul și da, nu pot discuta pe seama lui, doar ce discut cu Raimund și ce vrea să-mi spună el. Dacă ai anumite curiozități, el întreg. Oricum, nu, sunt sigură că a spus foarte multe, pentru că așa face el de fiecare dată, dar știu că nu o spune în inimă. Hai să vedem. A intrat Raimund în camera de confesiuni. Au mai fost însă și alte dialoguri cu iubita lui. Fai de mine, deci fii atent câte fraze am. Tu ai spus toate lucrurile astea? Eu le-ai fi spus. Foarte dureroase. S-a schimbat. Nu mă mai... Iubește. Deci dacă le aude Constantina, o să fie greu. De-aia nu vrei, nu? Da, puteți să-l dați, dacă vrea neapărat să-l aude, nu mă deranjez. Deci îl dăm sau nu? Dacă vrea ea să-l audă, puteți să-l dați. E partea mea. Nu, nu. Nu vrei, da? Nu vrei că e alt scandal. Deci vrei sau nu? Cum vrea, Raimund? Numai dacă tu vrei să auzi ce am spus, poți vrei? Să... Vrei? Păi n-ai putea dormi la noapte. Te cunosc. Uite, te cunosc și știam. Nu mai mănânc iar 3 zile. Deci îl dăm sau nu? Da. Avem acceptul vostru? Dacă ea vrea, puteți să-l dați. Ea vrea, se pare că tu nu vrei. Da, puteți să-l dați dacă ea vrea. Gata, avem verde, deci să dăm materialul repede, repejor, până nu se răzgândește. Imaginile. Mireasă pentru fiul meu. În timp ce Constantina se gândea cum să-și îndulcească iubitul, pregătim în cărică lui Raimondic. Raimond avea cu totul alte intenții. Având în vedere ultimele săptămâni, au fost foarte dureroase pentru mine. Tina chiar s-a schimbat foarte mult. Sincer, nu știu, cred că nu mă mai iubește cum m-a iubit odată. Se comportă foarte rece cu mine. Eu am venit aici să găsesc altceva față de ce am găsit afară. Chiar am crezut că am găsit, de aceea am și cerut-o în căsătorie, dar se pare că lucrurile nu stau așa cum îmi doresc eu. Chiar am ajuns să o iubesc din tot sufletul și se pare că ea profită de treaba asta, că nu pot să stau fără ea și așa, și credeți-mă acum, chiar nu am pentru ce să mai lupt. Sincer, nu mai am încredere deloc în sentimentele. Chiar mi-aș dori din suflet să ajung acasă, ea să rămână aici, să facă ce vrea, să continue cu ambiția ei, să meargă până în final, eu nu mai îmi doresc. O să vorbesc pe ascuns cu concurenții, să mă propună și chiar, vă jur, îmi doresc din suflet să ajung acasă. Nu se gândește o secundă și poate dacă nu la mine, măcar la părinții mei care chiar o iubesc și chiar au crezut în ea. Niciodată nu e alături de mine când sunt supărat, nu am nicio importanță să pare în viața ei. Tu nici acum nu poți să-ți ceri scuze și să promiți că o să te schimb? Dar nu am de ce să-mi cer scuze și nu am de ce să mă schimb. E bine așa cum ești, nu? Nu, eu m-am ridicat și am plecat. Fără să-l sărut. Da. Te joci când ești fericit, nu te joci când ești nefericit. Bine? Tu poate ai motive, nu? Da. Și iubirea mi-o arăt că sunt fericită, nu când sunt plictisită. Nu, iubirea ți-o arăt tot timpul. Deci eu sunt foarte nefericit și de multe ori spun te iubesc, când sunt foarte nefericit. Da? Tu te-ai schimbat mult. Și tu te-ai schimbat foarte da, mult. Da, corect. Și știi ce? M-a schimbat foarte mult, în bine. Știi ce? Așa cum, așa cum nici ce? Tu n-ai mâncat ieri, nu am mâncat nici eu, da? Dar nu e aici, nu mă bat în care nu, dar am zis tu, nu, dar am zis tu că de ce nu ai gătit ieri. Nu am gătit pentru că nu m-am simțit bine, pentru că nu am avut chef și pentru că știu că atunci când suntem certați, nu mănânci. Nu, tu nu gătești niciodată. Eu ți-am arătat astăzi că am gătit și nu ai mâncat. Nu, dragul meu, pentru că întotdeauna când am mâncat, am mâncat și am gătit împreună. Pentru că ești o leneșă și te obișnui să fac eu. Nu, să-ți fie rușine. Nu, să facem amândoi. Să-ți fie rușine din momentul ăsta. Nu am ce să mai discut cu tine, dar eu nu sunt o leneșă și nu vorbesc. Așa trebuie să fac eu de la... Dar stai acum, să vorbești. Deci nu avem ce să vorbim. Ok, nu avem ce să vorbim împreună. Pentru că eu nu o să mă schimb. Asta dar nu trebuie sunt să o mare leneșă. Și știi ce? Îmi fix eu în continuare dacă stai să vorbesc cu tine. Știi care deci chiar nu vreau. Și tu mi-ai stricat două zile. Tu duci la mine din pat. Dar nu vreau. O să mă duc eu. Nu stai. Unde duci? Ce e cu asta? Te-am împins. De ce? Să nu plec. De ce trebuie să vorbesc cu tine? Da. Sunt obligată? Da.
Nu, nu sunt obligată. Uite, stai că o să fiu obligată. Stai aici, că vreau eu. Sunt tare dezamăgită de tine și prefer să vorbesc cu tine. Nu vorbi, stai aici. Ok. Tu crezi că îmi pierd timpul cu tine? Oricum, țara asta e plină de dobitoci. Adică? Adică nu am noroc și nu o să am niciodată noroc. O să spun ceva. Te spun decât un singur cuvânt, poate așa înțelegi. Dar nu-l pune cu gura mare. De ce? Am înțeles. Bă, și eu când te întreb, tu nu spui nicio opinie. Nu putem să mergem nici așa, orice să nu, Raima, nu, dar... Nu, dar sunt destul de precaut. Păi atunci ai să fiu și eu precaut și gata. Nu i-am povestit ceva din trecutul meu. I-am spus totul altceva, dar legat de aici, direct de casă. Dar vreau să țin pentru mine că nu vreau să dau drumul la discuți. Nu vreau să sufăr și dacă este ceva și nu merge ceva, pun cum înainte să încep să... Cum să faci o țigară? Foarte bine, tocmai când am nevoie de tine, primezi o țigară. Sunt prost. Păi nu, eu sunt prost. Mireasă pentru fiul meu. Ai auzit, Constantina, ce a spus Raymond în camera de interviuri? Ți s-a părut sincer, afectat sau a încercat să te înmoaie? Nu, mi s-a părut foarte sincer și afectat în același timp. Și mi-a povestit ce a zis în camera confesiunilor. În momentele acelea, la asta credea. Sper că i-am schimbat. Te simți că te-ai schimbat? Simți că s-a nu, ne-am schimbat amândoi și nu suntem, adică toți care suntem în casă ne-am schimbat. Și asta datorită conjuncturii, adică nu avem ce să facem. Nu înseamnă că nu mai există sentimente. Doar că tensiune, depresie, plictiseală, toate se adună și te schimbi, vrei să nu vrei. Pur și simplu. Totuși, materialul a început cu propoziția prin care tu spuneai să-i fac mâncărică lui Raimondică. Da, după care tu, Raimond, spui că e o leneșă, că nu-ți face nimic de mâncare, că nu o mai preocupă deloc soarta ta. Deci, care e adevărul? Eu trebuie să-i zic și eu ceva, să... Am văzut că e așa... Eu, așa nu... este sau? Ai, nu, e cum Doamne ferește cum să fie așa, nu să te am eu cu ea dacă era leneșă, așa că nu-mi trebuie o femeie leneșă. Da, da, ai văzut că s-a supărat foarte tare. Știu. Pentru că tu spui lucrurile astea, ce, să mai, ce pretenții să mai avem de la cei de afară care nu trăiesc cu voi și da, care da. Iau de bună fiecare chestiune pe care o spuneți la nervi. Eu știu, dar pe de fapt, nici pe aia chiar nu ne interesează de cărcăta și de afară. De-aia și-mi permit să vorbesc când am nervi, spun ce vreau, când vreau să o sărut cu foc, o sărut cu foc, fac toate lucrurile astea și nu țin cont de cei de afară, chiar nu țin cont. Eu nu vreau să aibă ea vreo surpriză când ajungem acasă, să nu mă știe cum sunt și nervos și acasă să devin vreodată nervos, să rămână șocată. Nu, eu vreau să-i arăt exact cum sunt de la... Totuși, Constantina, spuneai că n-ai noroc, că ai dat numai de... Da. Da? Oameni fără, printre care înțeleg că l-ai inclus și pe Raymond, că n-am înțeles că l-ai exclus. Adică contextul era, am săturat de tine, am avut noroc numai de din ăștia, că toți sunteți niște, nu știu cum ai zis. Nu, acum te întreb așa, ce i-ai șoptit lui Raymond la ureche? Da, nu mi-a șoptit la ureche. Nu i-am șoptit la ureche, da, i-am făcut un semn. Aha. O care? Literă și de acolo el a înțeles. Păi, ce înseamnă asta? Nu, că nu vreau. Nu da, vreau e o chestie de aici, din casă, o... Dar nu e ceva rost. Extraordinar. Constantina zice, sunt destul de precaută. Atunci hai să fiu și eu precaut și gata. Nu vreau să sufăr dacă nu merge ceva, pun punct. De ce spuneai asta? Că nu vrei să dai drumul discuțiilor. Este ceva legat de casă. Și anume? Chiar n-are nu contează, rost. Doamna Mirela. E ceva... N-are rost. Pe e oricum. Desenat cumva litera T? Nu, Doamne ferește, nu vreau să... Vă dați seama că dacă îmi desena Doamne. Litera T... Era sau, peste gardă, mă. Sau dacă seream, dacă scriam litera unui băiat din casă, Doamne ferește, atunci, ar fi fost. Păi mi-a zis ceva și m-am liniștit. Ideea este că mie îmi pare te liniștit. Deci da. Cu un singur semn, ea poate să te facă pe tine să te domesticești imediat. Da, păi mi-a zis. M-a înțeles ceva. Doamna Mirela, se știe și atunci când a fost cu doamna psiholog, nu am vrut să mă deschid în fața lui, sunt puțin mai introvertită, mai închisă, nu vreau să mă deschid și să spun eu ce mă deranjează și cât păi de mult sufăr. Păi ceva legat de tine și dacă s-ar ști nu neapărat, rău. E vorba de starea mea, de unele chestii interioare, chiar nu și-au rostul. În afară de asta mie... De hormoni? De anticoncepționale, nu. Nu, nu e pe bază hormonală. Nu e nici vorba nici de băiat, nici de... E vorba de o stare, doamna Mirela, și nu... N-are rost. Deci totul a fost la nervi, așa vă certați voi, acum v-ați împăcat, da, să așteptăm următoarea ceartă. Mie îmi pare nespus de rău că a crezut că nu-l mai iubești. Și mi pare rău că am vorbit prostii. Raymond, mai vreți să pleci acasă? Nu mai vreau acum să plec. Deci de fapt, ba da, îmi doresc în fiecare zi să plec acasă. Dar stai pentru tine și Constantina.
Bun, atunci du-te și stai lângă Constantina, că va trebui să plecați, de fapt...